Lucrările de modernizare a Casei de Cultură Ștefan cel Mare din Putna au început, a anunțat primarul Gheorghe Coroamă. Investiția, a spus primarul, va costa 3 milioane de euro bani atrași de la Uniunea Europeană. Construită de vrednici gospodarei Comunei Putnea cu punerea în funcțiune în anul 1971, clădirea a fost martoră a multor evenimente culturale de-a lungul vremii. Și deoarece cultura trebuie să fie o componentă esențială în viața oricărei comunități, administrația locală din Putna a obținut finanțare pentru reabilitarea acestui obiectiv, astfel încât tradiția evenimentelor culturale să continue în condiții optime, răspunzând cerințelor actuale, cu o valoare investiției de aproape 3 milioane de lei bani proveniți din fonduri europene, Casa de cultură din Putna va avea o nouă înfățișare în vara acestui an.